Deși în prima parte a anului pandemia nu a permis ca oamenii să iasă din case, slătinenii au reușit să-și plătească taxele și impozitele la timp. Anul acesta, contextul creat i-a determinat pe cei mai mulți să folosească plata online. Ba mai mult, putem spune că oamenii au fost conștiincioși și într-o proporție foarte mare și-au plătit dările către bugetul local. Așa se face că, cu 3 luni înainte de închiderea anului, 80% dintre slătineni sunt buni platnici. Faptul că perioada acordării bonificației pentru persoanele care au plătit integral impozitele a fost prelungită anul acesta, putem vorbi și despre un alt record. Numărul slătinenilor care au primit această facilitate este de ordinul zecilor de mii. Până acum avem încasări de 80%, încasări provenite din impozitele pe clădiri, impozitele pe terenuri, impozitele pe mijloace de transport și amenzi. Cu o comparație față de anul trecut, cei ce au decis să-și achite obligațiile fiscale prin intermediul sistemului online, ghișeu.ro, avem o creștere cu 60% a persoanelor ce au decis ca aceste plăți să fie făcute din fața calculatorului sau chiar la telefonului. Anul trecut am avut un număr de 930 de persoane care au încercat platforma electronică, iar anul acesta, până în acest moment, avem peste 1480 de persoane. Din cei peste 21.000 de persoane care au achitat până în acest moment impozite și taxele locale, peste 18.000 au beneficiat de facilitatea fiscală oferită de municipiu, de 10% pentru persoane fizice și 2% pentru persoane juridice. Începând de astăzi, cei care încă nu au ajuns la ghișeele Direcției Economice vor fi penalizați. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul datoriilor. Majorările de întârziere sunt calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună și se aplică din ziua la care expiră termenul legal de plată până la cea în care obligația fiscală este stinsă. Este 1 octombrie, fapt pentru care trebuie să menționez că pentru cei ce au omis să-și achite obligațiile fiscale pentru semestrul 2, se percep penalizări de întârziere de 1% pe lună din suma rămasă neachitată. În ultimii ani, Slatina a fost printre primele orașe atunci când vine vorba de plata taxelor și a impozitelor. Numai anul trecut, gradul de colectare s-a ridicat la 100% și este în creștere de la an la an.